La ora actuală, în județul Botoșan mai există încă unități școlare cu toaleta în fundul curții și fără autorizații de securitate la incendiu. Pentru a depista și alte nereguli, printr-un ordin al prefectului au fost constituite 3 comisii ce urmează să verifice unitățile de învățământ de pe raza județului. Cele 3 comisii vor verifica stadiul de pregătire al unităților școlare pentru anul școlar 2018-2019. Activitatea celor 3 comisii va fi coordonată de corpuri de control din cadrul instituției prefectului și se va desfășura în perioada 8 august, 22 august, urmând ca până la data de 27 august să prezinte raportul final. În județul Botoșan sunt 120 de unități de învățământ cu personalitate juridică, la care sunt arondate 370 de unități școlare fără personalitate juridică.